Rațiunea zilei începând din acest moment, ora 15 și 20 de minute. Cătălin este în studio. Bine ai venit! Salutare! O să vorbim despre sancțiuni. Sunt lucruri pe care le privim așa cu curiozitate, dar sunt și cu interes că sunt la distanță, mai ales când vine vorba de miliardari, chestii de genul ăsta. Da. Dar sunt și lucruri care sunt foarte serioase aici la noi, știi, legate tot de aceleași sancțiuni. E și, cum să zic, un elan din ăsta al sancțiunilor. Hai să vedem cum se poate face, adică... Și cine face treaba asta, abia aștept să aud. Încerc să vă povestesc. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, primarul sectorului 1, doamna Clotilde Armand, a anunțat că va rupe toate contractele cu companiile rusești, contracte pe care le are primăria. Acum, sigur că e interesant, m-am uitat și la o dezbatere pe Facebook și multă lume zice așa, da, bun, companii rusești, dar ele au angajați în România, adică e bine să faci chestiunea asta, oamenii aia nu au de suferit. Există semnale și din alte instituții de stat că se încearcă ruperea acestor contracte și, ca să vorbim pe șleau, e vorba de contracte de aprovizionare cu carburanți, da, de la firme rusești sau cu denumire rusească. Și aici lucrurile devin cu atât mai interesante. Doamna Armand a făcut o declarație politică și a zis, domnule, noi aici la primărie avem o companie care ne dă benzină. Cu ăștia vrem să rupem. Mai sunt unii și la alte instituții de stat și sunt doi. Aici știți că e o companie rusească, una dintre ele sunt două care sunt privite așa, deși majoritatea au conexiuni cu Rusia, și încercăm să desfacem contractul ăsta. Bine ar fi fost dacă spunea încercăm, pentru că de aici ce apar dificultățile. Acum, știți că Uniunea Europeană a pregătit un val de sancțiuni pentru companiile cu acționariat rusesc sau deținute de persoane din Rusia. Multe dintre ele sunt nominale, adică sunt puse așa pe categorii și zice cetățeanul ăla cu acțiune acolo, companie aia, adică nu-i problemă. În România, lista este desțelenită de Ministerul Justiției. Acum, Ministerul Justiției și se uită. Zice, bă, am primit de la Uniunea Europeană, astea-s criteriile, astea-s companiile, hai să vedem cum facem. În cazul specific al acestei companii, ca să nu ne învârtim, că se scrie în toată presa, e vorba de Lukoil, da? Adică o să ar mai fi putut fi Gazprom, ca să... Da, dintre ele două. Dar, în general, Lukoil, că e cea mai veche aici. Gazprom, cred că fiind direct rusească, multă lume s-a ferit, așa. Da, această companie este olandeză în scriptele românești. Pentru că de la jumătatea anilor 2010, în România, ca și în Europa, a fost un val de investiții rusești, făcute însă prin proxy, adică prin țări terțe. De ce? Că e regim fiscal mai bun, că era acoperită apartenența asta rusească tocmai ca să-i ferești de sancțiuni, respectiv această companie este olandeză, așa apare la noi. Și pentru că e globalizare. Și pentru că e globalizare, în fine, deci lucrurile devin mai complicate. Acum, eu înțeleg voința politică, da? Una, e de salutat voința politică, doi la mână este instrumentul, da? Cum faci să rupi un contract care e bine făcut, nu? Că l-ai făcut bine... Păi are experiență, doamna Armand. Doamna are experiență, dar n-are cea mai bună experiență, adică, după cum știți, nu e... Păcat că ăștia de la salubrizare nu sunt și ei ruși. Dar dacă-i cauți, nu mă rupi radio. Da. Și acum, cu instrumentul e mai greu. Dacă te uiți la Ministerul Justiției, compania cu pricina lipsește de acolo. Și oamenii, chiar dacă își pun problema și își pun mai mulți problema, ea are multe contracte guvernamentale de-a lungul ultimelor ani obținute datorită prețurilor sau dibăcii în a face contracte. Și Ministerul Justiției se uită, dar n-au un răspuns, și asta pot să spun din surse de la cel mai înalt nivel, n-au un răspuns foarte clar cum o să facem. Și întotdeauna rămâne și cealaltă întrebare, la care multă lume e atentă și uite, asta ar merita discutată și la România în direct. E adevărat, îi sancționăm sau le sancționăm, că e firesc să nu le finanțăm războiul împotriva lumii noastre democratice. Dar aceste companii au la rândul lor angajați români. Și acești angajați români vor avea de suferit în situația asta. Adică în momentul în care aplicăm sancțiunile, trebuie să știm și care sunt urmările, nu? Nu-mi dau seama cât la sută din afacerea firmei respective este legată de statul român, dacă e cea mai mare parte, bănuiesc că nu e cea mai mare parte. Acum, cu siguranță, este supusă și unui tip de boicot public. În mod evident, sunt oameni care au renunțat la chestiunea asta. Am văzut că au avut și parte și de controle în ultima perioadă. Aia mi s-a părut un pic tras de păr. Adică
Aia chiar a fost așa, o săritură. A început războiul, hai să vedem câte alimente expirate aveți în benzină. Da, acolo, domnule, dar nu vă puteți duce înainte că aveați, serios, exact, că aveați ocazia sau să vă duceți. Calitatea carburanților, exact acum. Da, aia mi s-a părut așa un pic pompieristică, dar să zicem în fine că lumea civilizată sancționează prin toate mijloacele chestiunea asta. E și o firmă de alimente care a fost controlată, un magazin care vinde, dar oamenii aia sunt conduși de un rus, într-adevăr, dar e o firmă bulgărească, adică vedeți că aici tot timpul trebuie să existe un echilibru. Dacă lucrurile astea nu sunt făcute cu cap, nu numai că ți afectezi economia, dar afectezi în mod direct niște oameni. Și atunci, clasa politică românească ce are de făcut, din punctul meu de vedere? Trebuie să le spună oamenilor, uite, aplicăm sancțiuni, lucrați la acele companii, înțelegem că o să aveți de suferit, puteți să mergem în altă parte, noi vă ajutăm, instituim un mecanism, dar nu vrem să sprijinim acest război. Dar lucrurile astea trebuie să fie foarte clare, pentru că sancțiune nu e ceva ce plutește în aer. Bine, acum, ca să încheie aici, rușii și-au luat niște măsuri de prevedere, cel puțin aia din vest, că spuneam că sunt așa niște fapte curioase, ci că Chelsea de vânzare, știi că domnul Abramovici renunțase, se renunțase la conducere, mă rog, a lăsat niște cetățeni pe care ai controlează. Vrea să o vândă? A, un milionar elvețian și a zis, domnule, m-a căutat Abramovici. De câte ori ai auzit în istoria cumpărăturilor de cluburi de fotbal să iasă cineva și să zică, domnule, m-a căutat unul și a zis că ar vrea să vândă, dar acum e scump, ne mai gândim. N-ai auzit, că zic eu, nu prea ai auzit din astea. Mă gândeam ce se mai întâmpla pe la Dinamo. Ai la Dinamo, da. Da, pare o schemă gen Dinamo, nu pare o schemă gen Chelsea. Nu sunt și ăștia din Italia, sau da? Aha, da. Și la Everton, clubul Everton a anunțat, știi că și ei erau cu un milionar. De fapt, nu Italia, scuze, da. Spania. Erau cu un miliardar rus și la Everton a ieșit acum și a zis, da, nu mai facem noi cu ăla. Da. Până una alta, Liverpool joacă cel mai bine. Ai văzut Cupa Ligii, finala Cupei Ligii? Am văzut, 11 da. 11 la 10, 3 goluri anulate de VAR și tot așa. Ce plictiseală de 11 metri, serios. Da, au ajuns suportarii să execute loviturile de departajare și așa s-a decis meciul. Da, spectacol. Da, spaniolul ăla a degajat acolo, n-a mai în fin. Am început cu războiul, am terminat cu Liverpool. Asta e. Liverpool e firma americană, să știți, în caz că aveați o curiozitate. Da. În Anglia rusești sunt Everton, Chelsea și Bournemouth, dacă nu mă înșel, și cred că mai e una, cu siguranță. De Everton și de Chelsea știu, restul nu. Da. Mulțumesc mult, Cătălin. Ne reîntâlnim și mâine la rațiunea zilei, la aceeași oră. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.